au ieșit din țara Egiptului, dar nu toți au renunțat la poftele lor. Și așa, când rătăceau prin deșert, unii oftau după praz și ceapă, alții după oalele din Egipt. La fel sunt penitenții care părăsesc păcatul, dar fără să părăsească afecțiunile lor păcătoase. Adică ei intenționează să nu mai păcătuiască, dar se întâmplă împotriva deciziei lor să nu se abțină de la plăcerile păcatului. Ei se leapădă în mod formal și părăsesc actele păcătoase, dar întorc multe priviri îndrăgostite la ceea ce le-a mai rămas, precum soția lui Lot în timp ce fugea din Sodoma. Aceștia sunt ca un om bolnav care se abține să mănânce pepene galben când doctorul îi spune că l-ar ucide, dar care tot timpul tânjește după acesta, vorbește despre acesta, se târguiește atunci când l-ar putea avea, ar dori măcar să adulmece parfumul și se gândește la cei care sunt liberi să mănânce din el, că sunt foarte norocoși. Și astfel, acești penitenți slabi și lași se abțin o vreme să păcătuiască, dar fără tragere de inimă. Ar putea să păcătuiască fără să fie osândiți? Ei vorbesc tânjind după faptele lor păcătoase și îi invidiază pe cei care încă se complac în ele. Astfel, un om care a meditat la o răzbunare renunță la ea în spovadă, dar la scurt timp după aceea el se trezește în contradicție, afirmând că din frica lui Dumnezeu ar face una sau alta, plângându-se că este greu să păstrezi regula divină a iertării. Ar fi bine, Doamne, dacă ar fi permis să te răzbun. Cine nu poate să vadă asta, chiar dacă acest sărman nu comite, de fapt, păcatul, el este în întregime legat de afecțiunile acestuia și, deși s-ar putea să fie și din Egipt, încă flămânzește după el și tânjește după praz și ceapă, fiind obișnuit să se hrănească acolo. La fel este și cu femeia care, deși nu își continuă viața de păcat, totuși se bucură să fie căutată și admirată. Vai, într-adevăr, ea este în mare pericol. Fii sigură, fiica mea, că dacă cauți să duci o viață devotată, nu trebuie doar să renunți la păcat, dar trebuie să-ți cureți și mai mult inima de toate afecțiunile legate de păcat. Pentru că, dacă nu vorbim nimic despre pericolul unei recidive, aceste afecțiuni nenorocite îți vor slăbi perpetu mintea și o vor înfunda, astfel încât nu poți fi sârguincios, pregătit și fervent în fapte bune, în care se află totuși esența oricărei adevărate devoțiuni. Sufletele care, în ciuda faptului că au părăsit păcatul, dar păstrează astfel de plăceri și dorințe, să-și amintească de acele persoane care, fără să fie de fapt bolnave, sunt palide și neputincioase, lânces în tot ceea ce fac, mănâncă fără poftă de mâncare, dorm fără înviorare, râd fără veselie, târându-se mai degrabă decât mergând vioi. Asemenea, suflete pe care le-am descris pierd tot harul faptelor lor bune, care sunt probabil puține și slabe, prin langoarea lor spirituală. Primul stimulent pentru a obține această a doua purificare este o aprehensiune ascuțită și vie față de marile rele rezultate din păcat, prin intermediul cărora dobândim un regret profund în inimă. Este la fel cu părerea de rău, în măsura în care este reală, fie oricât de ușoară, atunci când este asociată cu virtutea sacramentelor care curăță păcatul. Deci, când devine puternică și urgentă, epurează toate afecțiunile care sunt soțesc obiceiurile păcatului. O ură moderată, ușoară, îi face pe oameni să nu le placă obiectul păcatului și evită societatea sa. Dar când există o ură violentă de moarte față de păcat, ei nu numai că detestă și se feresc de persoana care îl provoacă, îl detestă, nu pot suporta apropierea relațiilor sau legăturilor sale, nici măcar asemănarea sa sau orice ar fi în legătură cu el. La fel se întâmplă când un om căit urăște păcatul doar printr-o contriție slabă, deși reală, el se va hotărâ să evite actele de păcat deschis, dar când regretul lui este puternic și îndrăzneț, el nu va urâ pur și simplu păcatul, ci fiecare afecțiune, fiecare legătură și tendință spre păcat.
Prin urmare, fica mea, se cuvine să ne aprindem regretul și pocăința cât de mult putem, ca să ajungă până la cea mai mică aparență a păcatului. Astfel, Magdalena, când s-a convertit, și-a pierdut atât de mult gustul pentru păcatul ei trecut și pentru plăcerile lui, încât nu a mai îndreptat niciodată un gând înapoi asupra lor. Iar David a declarat că ura nu numai păcatul însuși, ci orice cale și cărare care ducea la acesta. Aceasta este acea înnoire a sufletului care același profet o compară cu puterea vulturului. Și în zilele noastre sunt creștini care cred că o jumătate de măsură de creștinism este suficientă pentru a atinge ținta mântuirii sufletelor noastre. Ei bine, dragii mei, această supoziție nu funcționează nici ca mască față de frații și surorile din biserică, nici ca susținere pentru conduita proprie pe